Salutare, gașcă! Eu sunt Bibi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și nu m-am mutat în noua casă, nu este un decor cu care o să vă obișnuiți sau așa mai departe, ci suntem acasă la un prieten foarte, foarte, foarte bun de-al meu, mai exact acasă la Marius Ellis! Hello, Bibi! Ce faci, Marius? Uite bine, te așteptam, că nu știu ce vrei să-mi arăți. N-am venit cu mâinile goale, ca să știi, ți-am adus un cadou, dar vreau să le explic oamenilor de ce sunt eu acasă la Marius Ellis. În ultima perioadă, foarte obsedată, efectiv, de Disney+, am înnebunit. Aproape în fiecare zi mă uit la Disney+, pentru că găsesc foarte multe chestii interesante acolo. Extrem de multe filme, seriale pe care nu le-am mai văzut de super mult timp și voiam să le văd, chestii noi apărute. Și într-o seară m-am gândit eu, ia hai să le scriu prietenilor mei, să-i întreb dacă și ei au Disney Plus și dacă sunt la fel de nebuniți cum sunt eu, efectiv. Printre care, unul dintre prieteni este domnul Cu. Sunt aici! Mi-a răspuns cu... Ai Disney Plus? Nu am Disney Plus, de aia vreau să aflu mai multe despre Disney Plus. Deci nu are Disney Plus, eu am zis că nebunesc când am auzit. Și am zis cu ocazia asta că filmez și un vlog cu Marius și vin acasă la el și instalez Disney Plus și v-am pregătit și un joc foarte, foarte, foarte mișto, așa că fiți cu ochii în continuare pe acest vlog pentru că o să ne distrăm grav, o să facem un super challenge. Deci Marius, am venit cu un cadou la tine, în primul rând popcorn. Mulțumesc, da, unul pentru tine, unul pentru mine. Și am aici un cadou. Mai exact, ți-am luat un abonament gratis, pe un an, la Disney+. Nu te cred. Ia, deschide. Uite. Oh my god, îmi plac foarte mult cadourile. Da, mă, Bibi, mă surprinzi întotdeauna. Păi nu ești prietenul meu, aici. Un abonament gratis pe un an. Și instalăm așa frumos, să-ți arăt. Bă, cum se face. Dar și ce am vrut să te întreb? Disney Plus nu e doar pentru copii, adică se încadrează vârstei mele? Deci, eu am spus că am înnebunit cu Disney Plus în ultima perioadă. De ce? Privește aici, că vezi inclusiv pe cartonaș, da? În primul și în primul rând găsești foarte multe filme și seriale de la Disney, de la Pixar, Marvel, National Geographic, adică găsești pentru orice vârstă. Wow, efectiv. Wow, chestia asta n-am știut. Sunt foarte multe chestii extrem de interesante, inclusiv filme și seriale pe care noi le știm din copilărie, dar și chestii foarte noi, seriale apărute. De exemplu, sunt sigură că ai văzut peste tot că a apărut acum și Hulk, Avocat Apărării. Nu te cred, am văzut reclame peste tot. Da, da, s-am zis că 100% ai văzut că a apărut și este acum pe Disney+. Deci o să te poți uita. Acum ne punem și-l instalăm. Hai, nu știu dacă știi, dar foarte multe televizoare, uite cum ai tu. Rușine! Ai aici un butonaj de Disney Plus. Sau televizor. Ah, pentru asta era. Da, pentru asta era. Ca să-ți instalezi Disney Plus, da? Și dacă nu-l ai direct pe telecomandă, foarte mulți dintre voi vi-l puteți instala prin App Store, prin Google Play și așa mai departe. Este o platformă de streaming care e foarte, foarte, foarte mișto și din punctul meu de vedere este foarte accesibil, 29,99 de lei pe lună. Wow! Tu ai un an gratis din partea mea. Mulțumesc, Bibi, rămân de acolo. Pentru că m-am enervat cum să n-ai Disney Plus și te registrezi, îți pui toate datele și hai să descoperi magia. Deci uite-te câte filme mișto sunt! Și este super, super simplu. Deci vă descărcați aplicația prin App Store sau Google Play. Vă introduceți datele, băgați cardul și gata, aveți Disney Plus. Și vă puteți bucura de vizionare la super calitate pe telefon oriunde sunteți. Pe plajă, în avion, în parc, când aveți timp liber, seara. Deja lui Marius i-am instalat Disney Plus și a făcut și contul. Ai văzut cât de ușor a fost? Wow, nu pot să cred, deci nu pot să cred așa ceva. Gata, Marius are acum Disney Plus. Băi, și uite, s-o grămadă de filmele Marvel care sunt preferatele mele. Deci am zis, găsești foarte multe, vezi ce înseamnă să te uiți. Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Star. Deci sunt 6 categorii din care vă puteți alege și sunt atât de multe seriale noi și filme pe care le-ai mai văzut, nu le-ai mai văzut. De exemplu, în categoria Star găsești filme de comedie cum ar fi Free Guy, Let's Be Cops, filme pe care le-ai văzut și în cinema sau nu ai apucat să le văd. Nu am apucat să le văd și acum am ocazia perfectă să le văd. Titanic, Avatar, vezi? Mamă, și abonament pe un an? Ceva super, Bibi!
Și nu pot să mă bucur numai eu de experiența asta pe care mi-o spui tu. Trebuie să o sun neapărat și pe nepoată mea, cred că o și pe Julia. Da, o știu de pe TikTok, o ador. Trebuie să împar cu ea abonamentul ăsta, pentru că ea da. M-a spamat într-una și eu de asta credeam că e doar pentru copii, pentru că mă ruga atât de multe. Uite, filmul ăsta, Thor, Iubire și Sunete, care este proaspăt din cinema, a apărut chiar azi și a apărut pentru că este ziua Disney Plus. Deci pe 8 septembrie azi este Disney Plus Day și au apărut noi producții, cum ar fi Thor, Iubire și Tunete. O să mai găsești acum și Pinocchio, noua producție cu Tom Hanks. Pentru că este Disney Plus Day azi pe 8 septembrie. Nu doar că puteți găsi noi producții, dar am și o super surpriză pentru voi. O mega ofertă pe care nu trebuie să o ratați. O găsiți în descriere dacă vă uitați chiar acum. Uai, deci cât mă bucur, Bibi. Deci n-am apucat să văd filmul Thor, Iubire și Tunete în cinema și îl pot vedea aici. Și ți-am pregătit și un joc. Îți dau la dispoziție 10 minute să răsfoiești Disney Plus și după o să facem joculețul Cine sunt eu. Adică o să alegi ce personaj vrei tu din orice film, orice serial, poți alegi inclusiv filmele, adică putem să fim filme sau seriale și încercăm să le ghicim. Cine nu ghicește își bagă capul în apă. Ok, hai de unde să alegi, pentru că sunt peste 700 de filme, fii atent, peste 900 de seriale. Nu te cred. Și 150 de titluri originale. Am de unde alege, să înceapă bătălia. Hai. Mamă, și chiar e Pantera Neagră. Am fără cateringă, chiar sunt foarte multe chestii foarte interesante. Găsești familia Simpson, știi ce mai găsești și nu te aștepți la asta pe Disney Plus? Ia. Yeah. Kardashians. Nu serialul. Te cred. Da. Nu, sunt foarte mare fan. Da? Da. Perfect, ai grație să te uiți în seara adică asta. O să mă uit un an de zile la tot. Bineînțeles, o să se mai bage. Dar o să mă uit la tot, promit, la tot. Este fascinant, nu mine să cred, nu credeam. Vai cât de bun este filmul ăsta, să te uiți. La Moartea pe Nil. Este din cinema, eu l-am văzut și în cinema și acum două seri l-am văzut și pe Disney Plus. Nu l-am văzut, dar super. Cu siguranță o să-l văd. Uite ce am mai găsit, serialul cu D'Amelio, familia D'Amelio, adică Charlie ce D'Amelio. Mă gândesc că o știi pe Charlie D'Amelio. Da, TikTok. Ți-ai ales personajele, filmele, da, serialele. Și eu mi-am ales și am venit pregătită pentru că eu aveam Disney Plus de dinainte. Alex, ești gata cu cronometru, da? Eu sunt pregătit. Hai, doar cu da sau nu îmi răspunzi. Ok, hai. E da? Așa, sunt film? Da. Ok, sunt Marvel? Nu. Sunt... Ce bine că am Disney Plus-ul deschis. Star Wars? Nu. Sunt... film? Da. Ok, film. Personajul principal e fată? Da. Ok, este blondă? Aproape. Nu, n-ai voie cu da sau nu aproape. Păi, da. Ok. Mamă. 10 secunde. Sunt Miley Cyrus, Hannah Montana. Nu. Nu? Nu. Sunt 3, 2, 1. Gata. Ești creiera. Păi stai, mă, că nu e blondă, e albă și neagră. Păi stai, jumătate blondă. Nu? Cruela. Vai de cap. Deci toate blondă. Serialele, toate filmele, toate personajele pe care le vedeți acum în jocul ăsta pe care noi îl facem, totul găsiți pe Disney Plus, dacă vreți să vă uitați. Bine, este rândul meu. Hai. Păi și apa? Da, să precizăm. Hai, Bibi. Ok. Îi băiat? Poate fi. E și fată și băiat? Mai mult sau mai puțin. Îi personaj Marvel? Nu. Poți să mă întrebi care e prima întrebare, dacă sunt personaj sau sunt film? Personaj sau film? Păi întreabă. Ești personaj sau film? Întreb, ești personaj? Zice, da, nu. Ești film? Da, nu. Ești personaj? Sunt, tu. Ești personaj? Tu, mă! Ești oribil la jocul ăsta! E personaj? Ești personaj? Nu. Ești film? Da. Marvel? Nu. Disney? Nu. Pot să dau direct? Da, zi filme. Avatar. De unde ai știut?
știu, mi-a... Dar de unde puteai să-ți dai seama că m-ai întrebat trei chestii? Nu știu, intuiția, știi că intuiești unele lucruri. Pur și simplu, mi s-o da, bă, Avatar. L-am pus eu să răsfăiască înainte Disney Plus, nu trebuia să-l pun și gata. Ador. Și câștiga. A, deci nu-mi bag capul meu. Nu-mi bag capul meu. Ok. Ma, e? N-aș timpul, bravo. Începem, da? Sunt personaj? Nu. Sunt film? Da. Sunt din categoria Star? Nu. Sunt din categoria Marvel? Nu. Star Wars? Nu. Disney? Da. Ok. Ce nu era asta? Nu. Sunt fată? Personajul principal e fată? Nu. E băiat? Da. Ok. Băiat, personaj principal Disney? Da. Pinocchio? Da! Bine, Bibi! Bine, bă! Este Bibi Ciocolata, este Pinocchio. Nu, nu sunt Pinocchio, nu sunt mare. Și nici nu mint. Dar... La Realex. Dar voi găsiți chiar acum, începând de azi, noua distribuție a filmului Pinocchio, în care joacă și Tom Hanks. Personaj sau film? Păi întreabă-mă. Sunt personaj sau film? Trebuie să răspunde cu da sau nu, mă. Tu întrebi, sunt personaj aici, da, nu. Sunt film, da, nu. Sunt personaj? Nu. Sunt film? Nu. Sunt serial? Da, e serial. Sunt fată? Da. Hannah Montana? Nu, poți mă mai întrebi, gen. Sunt blondă? Nu, majoritate. Bruneta? Da. Personaj Disney? Nu. Marvel? Nu. Star? Da, găsești pe Star, cred. Da, cred că pe Star. Mai bătut la asta. Nu-mi dau seama. Mai ai 10 secunde. Cred că o să ajung cu capul în găleată. Cred că o să ajung cu capul în ăsta. Da. Nu știu. The Kardashians. Ah, categoria asta de Star. Am zis că Star Wars. Jur. Nu, e clar, trebuie să te uiți pe Disney Plus. Între timp, capul. Nu pot să cred. Știu că tu ai făcut asta pentru că Bibi n-ar face-o. Mi-a distrus machiajul de film. Deja, nu, e altceva, el deja se crede în Disney. Da. Altceva. Cine ești? Cruella, tu ești? Sincer, mi-ar plăcea să fiu. Ce personaj s-ar plăcea să fii? Care a fost filmul tău preferat când erai mic? Filmul meu preferat când eram mic? Întotdeauna mi-au plăcut filmele Marvel, întotdeauna mi-au plăcut filmele cu puteri supranaturale. Deci, da, Superman, Thor, Pantera Neagră. Oh, frumos. Gata? Da. Sunt film? Da. Sunt film vechi? Nu. Sunt film nou? Da. Deci e proaspăt apărut? Da, da, da. Film nou, proaspăt apărut de film? Nu e chiar proaspăt. Păi serii, mai multe. Păi da, dar nu e chiar proaspăt. Deci nu sunt film, sunt serial. Ești film. Sunt film, ok. Film are mai multe părți. Ok, film mai multe părți, Star Wars. Nu. Deci nu e Star Wars, are mai multe părți. Exact. E Marvel? Da. Ok, Marvel. Toate filmele Marvel au... O expirat timpul, Bibi Ciocolata. Ce era? Thor. Splash Bibi la apă. Curge așa, scurge pa. Dar nu scurge, fata, ai ceva machiaj puternic. Are machiaj de lungă durată, pentru că nu-i sunt defectat. Doar produse de calitate. Da, ai o față foarte luminoscentă. Mulțumesc. Luminoasă. O să iau ca pe un compliment. Sincer, e serial? Nu. Film? Da. Are mai multe părți? Da. Marvel? Nu. Star? Da. Star Wars? Nu. Tehnul categoria Star Wars e separată de categoria Star.
ca să știi. Ah, ok. La categoria Star găsești foarte multe filme vechi de comedie care au fost în cinema, de exemplu Avatar, Titanic. Ok. Ok. Poți să mă întreb de gen? Ce gen? Da, n-ai voie, da sau nu? Nu, mă întreb tu un gen. Și eu zic dacă da sau nu. Îi băiat? Băiat ceva. Da, personajul principal e băiat. Deși ți-a testat. Cronometru se oprește un pic. Eu către Marius, poți să mă întreb și un gen? Gen cum de filmul? Eu am crezut că gen? Masculin sau feminin? Ce gen sunt? Nu, mă întreb, zici tu un gen, acțiune, comedie, horror și așa mai departe, da? BBC. Ce sunt, băiat? E acțiune? Da. Titanic. Nu, ăla e romantic. Nu știu, nu-mi vine în minte. Trebuia să răspundez mai tare Disney-ul. 3, 2, 1! Telefonul meu! Deci nu te rog să... Pantalonii mei! Splash, Marius la apă. Mă, nu, lasă-mă, că-s chel. Bravo, mi-a plăcut de tine, ești tare la jocul ăsta. A ieșit. Hai să nu-l mai jucăm. Da, ne-a plăcut, nu mai facem. Până apuc să mă uit și eu la tot Disney. Păi să te uiți, sunt foarte multe chestii. După aia abia aștept să ducem o bătălie ca lumea. Abia aștept. Și fiți și voi cu ochii pe Disney Plus, pentru că apar chestii foarte, foarte, foarte mișto. Și nu uitați de super oferta specială acum pe 8 septembrie, că este Disney Plus Day. O găsiți în descriere. Eu v-am pupat tare, 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 tare. Mua! Nu uitați să apăsați pe butonul de like, share, subscribe. Exact, să-i dați un follow lui Marius pe Instagram și pe TikTok. Și la Bibi. Eu v-am pupat tare, 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 tare. Și ne vedem data viitoare. Pa!